Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată, ne suntem la Stupină. Azi încât în 28, parcă, nu? Ultima zi din februarie. Ultima zi al februarie. Dragilor, iată, am ieșit cu Stupina afară. Suntem pe poziția aceea pe care voi o știți. Iată, linia asta e completă. Cealaltă e pe jumătate. Și mai avem și cea, linia din partea cealaltă. Așa că am și bucuria astăzi de a fi vizitat de un fost elev al meu. Te salut! Bine v-am găsit, domnul profesor! Bine ai venit la Prof Online! Tu ești însoțit de un rudă de-a ta, o cunoștință. Da. Surprinzător, tot un fost elev de-al meu, de la Moinești. Da, da. Nu de-al meu, ci de-a soții. Tu ai fost... spuneai la clasa soției, nu? Da, ai făcut matematica cu ea. Cum mine mai făcea așa din când în când când ajungeam. Rare ori când ajungeam. Deci cei doi au venit, de fapt, Petrică s-o spune pe cea dreaptă, tu ești mânat de dorința lui Lucian. Lucian fiind elevul meu, am fost și diriginte, coleg cu Aura, nu? A fost în aceeași clasă cu Aura. Și atunci... ați hotărât să vă apucați de așa frumoasă, excepțională activitate care este apicultura. Și cum ați auzit și cum ați mai văzut pe internet, eu conduc această activitate de vreo 4-5 ani de zile, din 2010 pe noua tehnologie. Din 2010 pe noua tehnologie. Dar am 35 de ani. Da, dar ți-amintești de când era Zamoinești. Da, sigur că da, din 80. Din 80 am pornit activitatea asta, o aveam deja în sânge, eram virusat, cum să zic, în final. V-ați angajat ca profesor la Moinești la câțiva ani? Păi în 75 am venit eu profesor. Da, și în 78 aveați stupi. În 80 am luat. În 80. Știu foarte bine exact când am început. Voi erați elev la Seral, nu? Eu am lucrat parte la Seral, de ce a... Nu, eu am făcut și liceul cu dumneavoastră la Seral. Păi da, la... A 11-a până în anul 5. Așa, așa. Erai coleg cu Lia Petrei. Cu Lica Petrei, cu Dobrovăț, cu așa, așa. Făiniță, cu... Așa, da, da, da. Mi-amintesc clasa aceea. Așa, dragilor, iată-ne într-o altă ipostază de data asta, tot în poziție de profesor, sunt și acum, nu? În apicultură am reușit să dau drumul la această nouă tehnologie. Modelul ăsta de stup, spuneai, tu acum vii la Stupină, pentru prima dată vezi așa ceva, modelul ăsta nu-l vezi decât la Prof Online, pentru că și la constructorul meu, el este cel care... suntem în momentul de față cu câteva stupini frumoase în țară, cu sute de familii, da? Iar cei care au câte 10-15 sunt așa destui. Vreau să spun, Petrică, că ușor, ușor în perioada asta când vom lucra, vei descoperi foarte multe lucruri, tu și cu... Cosmin, veți afla și veți intra în tainele apiculturii după un an de zile, încheiem un an de zile, vom încheia, și atunci vei ști lucrările din fiecare dată, da? Toate Cosmine, vei fi perioadă. Da, în fiecare perioadă. Pe Cosmine, vei fi și operator. Cam să te învăț și filmezi, de fapt și astăzi îți voi da chestia asta, camera, și tu vei filma, iar eu voi lucra. Așadar, spuneam că sunt cele două linii, asta de aici și cealaltă, o avem și pe cealaltă, dragilor, să vă arat. Performanța pe care am reușit-o este chiar spectaculoasă, pentru că am iernat aici undeva în magazin asta, acum am ieșit cu Stupina afară, nu am nicio pierdere. Fii atent, este pentru prima dată când mi se întâmplă chestia asta, n-am nicio pierdere, nicio familie din aproape 300 de familii. Petrica, am trecut printr-un moment foarte, foarte greu. Cred că așa rând de Dumnezeu. În 2012 am pierdut toată Stupina, 530 de familii am pierdut. M-am retras, sunt toate filme pe internet, m-am retras plângând, strigând de durere. Nu așa. Da, dar, dragilor, aici și avem cealaltă linie. Sunt toate populate cu 3 în 1. Și spuneam plângând de durere, pentru că în afară de pierderea în sine,
era și problema asta, foarte mulți mergeau pe tehnologia mea și acum rămăsesem în aer, nu mai știu încotro să apuce. Eu filmam tot timpul cum fac și filmulețul ăsta și ei mergeau în ritm cu mine. Practic le asiguram, să spunem, tot ce înseamnă partea tehnologică pe noua tehnologie. Ei, spuneam că nu mi-am închipuit, de fapt acum îmi explic. Vezi așa grupuri de astea mafiote organizate foarte bine. N-am știut acolo de ce, să spunem, de ce anvergură este grupul infracțional. M-a atras acolo. Poliție, da, m-a atras acolo. Era un grup format din poliție, justiție, procuratură. Deci totul era organizat. Oameni suspuși. Da, da, da. Și ei făceau activitatea asta frauduloasă de foarte multă vreme. Este pe filmul meu, se află acolo situația concretă, la Bujoreni acolo, unde și-a plăsat ăsta stupina, unde am ajuns eu și am lucrat. V-a plasat. Unde m-a plasat acolo. Ei bine, s-a defrișat vreo 4 hectare de salcâm și-a făcut agricultură pe acolo. Sunt 100 de hectare, el stă pe bucata de pământ a agronomiei, luată fraudulos, am aflat după aceea. Deci sunt proprietari, cum se fac jăgmânele astea de acum? Da. Discutam pământul a fost lucrat cu motorina furată de la Bârlad. Deci vreau să spun că era lucrare adevărată acolo. Jaf. Da. Jaf la drumul da. Mare. Și am mai făcut și eu o altă fermă, încât două ferme și lucrau pământul cu motorina scoasă de la Bârlad. Și acolo în câmp dădeau foarte bine ușor motorina, era și numai între timp s-a stricat treaba. Nu mai mergea cu motorina chiar așa cum mergea cu tonele, probabil că cum aveau în perioada aceea cantități mari, da. Și atunci au zis, măi, totuși noi suntem organizați, prof online pe internet, face chestia asta, hai să facem. În momentul în care am constatat și am mers pe fir, mi-am dat seama că lucrurile nu mai pot fi rezolvate. Cu cât avansam, cu atât îmi dădeam seama câtă multă mizerie este. Am ajuns la Ministerul de Interne, că eu reclamam faptul că poliția este complice acolo. Da. Și am ajuns și mi-a zis, știți ce, un tip care a fost drăguț cu mine și a spus, nu, vreau să nu avem nicio șansă. Eu am mai încercat să destructurez. Era un colonel un comisar șef chiar din direcția TF. Deci eu am mai încercat să destructurez odată grupul de acolo, dar nu se poate. Deci am fost atenționat că trebuie să mă retrag. Prea mare. Prea mare, da. Și atunci am mai pierdut enorm de mult. Dar mă durea formidabil tare că nu puteam să-mi conduc stupina, nu mai aveam stupină. M-am întors de acolo cu 37 de mătcuțe, cu o mână de albină. Iată că acum, după 2 ani de zile, am acest lucru. Iar anul trecut am vândut aproape 100 de familii. Anul ăsta am la vânzare peste 200 de familii. Dragilor, există o rețetă după Prof Online și eu vă fac dovada clar acum că se poate câștiga foarte bine în afară de faptul că avem produsul în sine, miere și toate celelalte polene, etc., etc., există și varianta asta de vândut a familiilor în primăvară. Și acum haideți să ne deplasăm și să vedem concret ce facem acum. Deși vremea este închisă, albinanța nu este rece, dar noi lucrând în varianta biostupului cu trei familii într-unul, avem șanse foarte mari. Albina este desfăcută, ea lucrează. Chiar câte una îndrăznește să iasă afară, dar e vai de steaua ei dacă are așa gânduri de astea. Pentru că e rece, fără discuție rece. O să ne apucăm aici de lucru. Am să vă arăt, dragilor, ce facem. Uite, Cosmine, tu o să iei camera și te rog să... E prima dată, probabil, când și filmezi, dar o să filmezi... Țin degetul în fața da, obiectivului. Deci să nu ții în fața obiectivului. Și acum să ne apucăm de treabă. Deci, ce facem? Am început hrănirea, dragilor, stimulativă, cu miere cristalizată. Suntem cu 3 în 1, da, dăm jos, sigur că da. Ia uitați, a treia oară am făcut hrănirea, nicio lacrimă, deci nicio lacrimă nu există. Totul a fost tras. Așa. Suntem în folie dublă, da, lucrăm cu folie dublă. Au venit la masă, dar n-au ce mâncare. Da, săracile, n-au ce mâncare. Prin folia care stă pe rame, te rog să arăți exact așa, filmeze aici. Pe folia care stă pe rame, nu per căldura datorită foliei de aici, da?
iar mierea o să o pun exact între cele două folii. Acestea le folosesc ca distanțiere. Deci, iată cum procedăm. Așa, bine cristalizată, dragilor. O... Asta care are cristale mai mari, de regulă din floarea soarelui, de aceea are cristale așa mai mari. Nu... alta este păstoasă, este ușor, ușor. Așa facem. Dăm un pic de fum. Dăm un pic de fum. Așa, fumul ăla avem acolo. Hai să le dăm. Aici am lăsat fanta, uite Cosmini, am lăsat fanta aici pentru ca albina să poată ieși de aici și să ducă la, la hrana care o pun. Ce vreau să mai spun? Ideea asta de, pe care o am cu folie dublă mi-a asigurat un succes formidabil. Pentru că albina nu ajunge foarte ușor pe acolo, își ia hrana. Și nu răcesc cuibul, da? Nu răcesc cuibul. Aici, aici este o familie, da? Aici e o familie, asta e o altă familie și a treia aici în spate. Biostupul arată performanța, l-a iernat extraordinar de bine și credeți-mă, cu rezultate formidabile. Ca să nu pierzi nicio familie din... cel care a intrat în iernat, nu prea îl la îndemână. Mie nu mi s-a întâmplat așa, aveam pierderi de fiecare dată. Nu mai spun în sistemul tradițional, foarte, foarte multe pierderi. Dar în modelul acesta, lucrul este excepțional. Uite ce o să facem aici, o să-l punem și polen. Deci, lucrarea care o facem este asta. Nu numai miere, că dacă punem numai miere, n-am făcut treaba cum trebuie, pentru că nu merge... Cum s-a spune, punem și felul 2. Nu, este proteina. Deci proteina. Pentru hrănirea puietului avem nevoie de polen. Dacă îi punem miere cât vrem de mult, degeaba nu pornește dacă nu are păstură, dragilor. Apicultorii știu ce spun eu. Sunt de aceea deseori situații când vin cu un locuitor, însă eu am polen congelat. Și acum, ca să fiu sigur, că nu totdeauna te uiți acolo, ai sau nu ai mai polen la atâtea... Și atenție, polenul, nu-l amestecăm cu toată mierea. L-am pus undeva mai partea dreaptă, separat, că ele știu cât să ia pentru a-și rezolva problema. Când se fac turtele acelea cu polen sau cu cei cu locuitori, este un amestec pe care albina adică noi nu știm perfect să facem amestecul acela cum știe albina. Și de aceea am hotărât ca acesta să-l pun deoparte. Și veți vedea cum se duce și ia tot. De fapt, ați văzut, n-am mai găsit nimic. Și acum apăsăm așa, vezi, ca să se facă ca o turtă. Dar în loc să o pun în o punguliță, să fac turta, să mă chinușa. Așa, am găsit ideea asta foarte, foarte bună. Deci o idee grozavă este cu punerea în folie dublă. Cum ar veni vrac. Așa, deci o punem aici și totul este perfect. Da. Încercăm. Am un linguroi să văd dacă l-am aici, da? Ca să pot lua. Uite-și. Dragilor, deci... Punem aici polenul, nu? Aici, așa, în partea asta, despre... Da? Aici o să punem mierea. E un lucru foarte important, acela de a stimula în perioada asta. Asta e. Și dacă o facem stimularea dacă se lipește și când tragi cu tot cu folie, ea se agită, da? Și riscăm să o omorâm. Ea vine pe dedesubt. Uite, vezi cum a venit acolo? Da. Pe de asta nici nu pun încoace. Da, așa. Și acum încercăm așa ca să nu
când ridici mâna, să nu tragi cu tot cu folia. Să nu se dezlipească folia. Așa, așa. Tragem ușor, așa. Și iată, mai dăm un pic de fum acolo ca să le spunem că nu e cazul să... Să stea cu mințe. Să stea acolo liniștite. Așa, și pune și folia, nu? În câteva zile iau tot, trag tot. Și faptul că trag și polenul este un semn că au puiet. Sunt care au câte 3 rame de puiet la ora asta. Dar, dragilor, deci tot ce este, cât de repede la astea care și-au dat drumul și au măcile tinere, tot spațiul ăsta de 6 rame va fi plin, full, cu puiet. Toate ramele. Pentru că ea consumă, trage și din ramă tot timpul. Avem grijă ca nu cumva să... Sigur, eu n-am putut intra în cuib și nu se poate intra la vremea asta. Deci în cuibul, vă dați seama, dacă noi stăm cu plovere groase pe noi, nu ne permitem să ridicăm... Acolo 30 de grade trebuie să fie. 30-32 de grade. 30 de grade acum, la el. Acum începem să punem... Da, punem asta. Și ne ducem și în spate, la cealaltă familie. Iată și aici. Aici mai avem un pic de rezervă, vezi? Da, da. Albinuța a ajuns până în capăt aici. Uitați, servesc foarte bine. Au plecat de acolo și s-au tot dus încoace. Dar dacă nu punem distanțiere, aici nu se mai poate înainta. Nu mai încape în spațiul ăsta. Și de aceea... Hai. Să vă duceți ușor. Aici sunt mai multe. Mai aveau ce mânca. Asta-i. Dincolo nu era nicio albinuță la al doilea, dincolo 3 albinuțe. Deci, dar este spectaculos cum lucrăm. Sunt singurul care am pornit cu folie prin 2003-2004 am pus folia și când am făcut așa, toți erau nebuniți. Cum să pui folie, profesori? Păi acolo să, cu folia o transpiră chestii, nu știu ce. Uitați, dragilor, unde vedeți transpirații? Încă ceva. Dacă apar câteva burbane de umezeală, păi e atât de important la puiet, din nou vă spun. Știți voi foarte bine. Nu? La creșterea puietelor au nevoie și de apă. Păi am și apă atunci, gata, care e problema? Își trag ele acolo și o curăță. Hai, fetelor. Ia să facem așa ca să... Așa, gata. Gata, acum am rezolvat-o și punem mierea. Mierea trebuie un pic muiată, dar nu prea tare, că acum temperatura fiind mare aici deasupra foliei, curge pe urmă. Adică nu curge în stup, pentru că folia, vedeți, nu-i permite folia de desubt. Însă, dacă nu pui distanțiere peste tot, se adună într-o parte, iată cum s-a adunat aici, într-un strat subțire, și foliile se lipesc una de alta, și atunci n-ai făcut nimic. Deci avem... Nu poate ajunge la Nu poate ajunge, da, sigur. Mai puneți? Mai pun un pic. Eu văd că... Dacă mă țin și pun tot timpul, când ajung la un capăt, trebuie să iau din nou. Și atunci pun un pic mai mult ca să nu mai am probleme. Nu. Da? Deci pune și polen. Nici un locuitor nu bate polenul. Trebuie să vă spun asta. Că... Iar stupul, în primăvara asta, vă voi arăta, dragilor, performanța la colectarea polenului, încât stupul își va scoate prețul numai pe polen. Deci, atenție, lada va fi plătită cu polenul. Nu mai spun celelalte produse și nu mai spun ce înseamnă mulțirea. Eu am reușit, nu? Am reușit. Dacă expertul ăla care l-a adus de căloșe la Bârlad, de pe la București,
pe care l-au plătit, l-am plătit și eu, ca să-și bată joc de mine. Și îmi spunea la un moment dat, dar ce face, domnule, albina asta, matca, și pune două într-o celulă? I-am zis, domnule, i-am spus judecătoare, doamna judecătoare, nu puteți aduceți expert pe tehnologia mea când asta nu există deocamdată niciun expert. Singurul expert în momentul de față sunt eu. Sunteți dumneavoastră. Da. E brevetate, am dus tot acolo. Nu interesează, pentru că ei aveau un singur obiectiv. Ei vreau să adune, să adune probe în care să distrugă tot. Nu erau frământați decât de un singur lucru. Da, da, sigur că e gata. Punem capacul. Punem capacul, sigur că da. Am pus mâncarea acum, albinuța va ajunge nestingherită. Trei familii am rezolvat acum. Da? Ne mutăm la următorul. Hai să vedem aici ce găsim. Care este situația la următorul. Ce observăm aici? Ăsta mai are, vezi? Ăsta s-a dus destul de bine. Mai are o cursumire aici. Aici este bine, mănâncă. N-a luat. Asta a luat tot polenul. Da? Ăsta n-a luat încă. Este semn că fie că mai are în rană, în rană, fie că mai are păstură, păstura este cea care o are așa pentru ca proteine folosite, fie că matca nu e atât de nu-i tânără și nu are puiet crescut suficient de mult. N-are nevoie, cum se spune. Da? Pe când celălalt a terminat-o complet. Dă-mi un pic să dăm deoparte. O să punem la ăsta aici. La altul nu mai pune, numai de... La nu-l desface. Da, nu-l desface. Nu spun când l-a... Când l-am mâncat acolo. Da, da, da. Foarte frumos. Așa, să luăm astea, ușor. Și pe urmă, albinuța să o trimitem la capătul ăsta, unde ea poate să și intre. Uite așa. O să arătăm cu un pic de fum. Că dacă nu o dăm deoparte, riscăm să punem peste ea și... O omorăm. Omorăm, da. Uite așa, Petre. Băi, Petre, că ai pus mâna pe albinuță. Acum. Bravo! Dar nu-i spurcată, domnule. Nu crezi spurcată. E o glumă. Da, da. Să fie spurcată este. De o curățenie, cum nu putem noi să ne închipuim. Cele mai curate vieți, da, 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 mamă. Da. Deci, aur, atât de, cel mai pur aer care poate fi inhalat, este acesta din jurul unui stuc. Așa. Uite, punem și, hai să o lăsăm jos așa. Și, de, da. Și punem ușor. De ce ești obraznic? Du-te la culcare acolo, că nu-i gata masa. Acum le punem. Cum e Cosmine? Ești fascinat, nu poți scoate niciun cuvânt. Spune că pentru prima dată vezi așa ești, ceva. Da. Ești fără cuvinte, da? Da, dar tu, neștiind foarte ceea ce vezi, este pentru prima dată, cum spui tu. Păi e o noutate acum. Da, e o noutate absolută. Și diferența și mare pe... și cum vezi pe un monitor și cum da, vezi... Da, da, da. În realitate, da, da. Da. Dar ai început să vizionezi filmele? Am văzut toate, care alea 12. Ai văzut? Da. Bravo. Păi aici înseamnă că ușor, ușor pornești la treabă. Eu nu, asta am văzut din filme cu modelul nou de stup. Da, cum așa, e bun, e bun, e perfect, e perfect. Mai puneți? E mai pun un pic. Vreau să spun, Cosmin, că ai șanse foarte mari, pentru că e atâta informație acolo. Am foarte mulți apicultori care au mers numai cu filmele. Și sunt încântați, un domn profesor. Dar cine am fi făcut dacă dumneavoastră nu apăreați? Și ceea ce faceți dumneavoastră este un lucru spectaculos, pentru că mai toți apicultorii, cei tradiționali cu stupina, cu stilul lor, când te apropii de ei, închizi stupul. Iar dumneavoastră faceți ce? Deschide stupul și filmați și arătați la toată lumea. Cum se explică chestia asta? Și a spus, băi,
Asta e deformația profesională. Profesorul din mine nu înțelege să păstreze pentru el niște lucruri pe care le-au descoperit. Țin ascuns. Da. Ce fac? Mă duc în mormânt cu ele? Da. Asta vă spun, dragilor. Deci puteți și voi reuși. Vă spun, sunt chiar foarte, foarte bucuros că am reușit să în 2 ani de zile să refac stupina, nu la capacitate, ce vă spuneam, 530 de familii am ajuns. De la 160, când m-am dus acolo în primăvară, pe 28 aprilie, am ajuns prin 2 luni și jumătate la 530 de familii. Nu vă vin să credeți? Păi uitați-vă, din 37 sunt în jur de 400. 100 am vândut-o în 2 ani de zile. Ritmul este... Da, îl dăm un pic. Ei, aici o să avem o chestiune, dar nu știu dacă o fac acum. Știi, dacă ea e fața asta, dragilor, dacă e plină cu albină, deci dacă e plină și se pare că e plină, ar trebui să scoți folia și de aici. Adică, iată ce fac. Vedeți că am pus-o la iernat, ăsta a fost pe 4 rame, și am pus-o sub formă de clopot, folia de desubt. Acum o scoatem ca să o punem deasupra și să o folosim pentru... Așa. Ați-mi leacă de fum. Uite așa, uite așa. Leapete. Da. Este un fel extinderea. Cea, practica cea mai... la apicultură este că acum să se strângă cuibul. Noi o să extindem. Și aici ar trebui să am o diafragmă. Petrica, o să te duci tu în magazia asta și te găsești o diafragmă pe care să o pun. Uite-o aici, uite-o mă. Uite-o mă că o luasă un șeau. Nu știam ce da. Mai vreți. Asta. Ca să o punem aici lipită și cu asta s-a terminat. Aici. Și acum, punem miere și pe aceea o putem da deoparte. Am folosit-o atunci când nu aveam folii de la un cap la altul. Vezi? Da. Acum avem și ne putem descurca. Da, dragilor, deci asta este activitatea care o facem în momentul de față. Sunt la al treilea moment de hrănire. Al treilea sau al patrulea chiar, nu-i mai țin minte. Sigur este un lucru. Hrănirea o facem, cum observați, numai cu miere cristalizată. Deci, orice s-ar spune, locuitori de tot felul, cu nu știu cine, cu turte făcute, cu zahăr, cu... Da. Când n-ai încotro, dacă n-ai rezervă de miere păstrată, atunci faci așa. Apelezi la înlocuitori. Eu mai trebuie să spun încă un lucru, dragilor. Îi mulțumesc încă o dată lui doamna Lucia de la Timișoara, pentru că în momentul acela de disperare pe care îl aveam, m-a descoperit pe internet, știți, am mai făcut filme, v-am mai spus, cu Apilucu, dragilor, m-a descoperit și a spus, domn profesor, dumneavoastră n-aveți voie. N-aveți voie să nu reușiți. Așa că aveți încredere în mine. Uitați-vă. Am să vă trimit turte. Mi-a făcut acest lucru. Mi-a trimis Apilucu și așa 37 de mătcuțe. Le-am putut scoate pe iarbă verde. Că nici mâncare n-aveau, nici stai de mine. Dar filme sunt acolo, dragilor. Din 2012. Știți bine ce problemă aveam. Nu credeam ca să reușesc să rezolv problema. Însă, Părătorul Dumnezeu, în iarna lui 2013, prin ianuarie, februarie, nu mai știu exact, doamna Lucia m-a descoperit, mi-a trimis turtile și vă rog să puneți turtile, mergeți pe mâna mea, vă rog tare mult. De ce să mă spun? Parcă nu aveam atâta încredere, nu aveam entuziasmul acela pe care l-am manifestat eu și îl manifest de fiecare dată. Dar mai având alternativă, așa am făcut. Și am scos cele 37 de mătcuții, câte o ramă, câte două. Înțelegeți? O singură ramă aveam aici. O singură ramă de albine. Ce ai de mine? Vreo două le-am avut cu trei. Două sau trei. Cu trei rame. În rest, asta era situația. Și am învins. Am învins, dragilor. Acum, sper să reușesc. Atâta ne ajunge. Sper să reușesc, dragilor, cât de repede. Să formăm o asociație, asociația se va numi Asociația Biostupul Ursu,
să ființăm această asociație și nu fac decât să mă gândesc până la capăt cum anume. Vom, prin asociația asta vom lua produsul, aici, albinuțe, vom lua, vom lua produsul doar de la Biostup. Și sper să reușim să ieșim și în exterior. Am niște demersuri făcute. Știți bine că nu renunț așa ușor la o idee care îmi vine, pentru că șansa unei apiculturi cu Biostupul va fi o șansă pentru România. Nu vorbesc decât așa într-un proiect al care l-am în minte, o șansă pentru România, pentru că în afară de faptul că familiile acelea care vor avea 10, 15, 20 de familii de albine acolo, pe tehnologia asta, își schimbă statutul ca stare de sănătate, pentru că vor avea produsele astea pentru toată familia. Dar nu mai spun, dacă putem, și sper să reușesc, nu se poate, dacă Dumnezeu mă ajută și sunt sănătos, să colectăm, el stă acasă și adune polenul. Pe polen merg foarte tare. Polenul este o sursă nemaipomenită sigură. De ce este sigură? Pentru că dacă la miere se întâmplă, vine ploaia, nu știu ce, nu știu cum, mai ales staționar, stând depins de ziua aceea care să fie, nu știu, în secret planta, ai albină, nu ai suficient de bine dezvoltată. Deci dacă așa stau lucrurile în ceea ce privește urmatul vântoare, de asta mă uit, dar nu... Deci nu-i luat-o sub nas? Nu-i pe acolo. Băi, o fost. Hai să punem una de acolo. Punem una de asta. Deci spuneam, dacă de asta depinzi de vreme și de cantitatea de albin și așa mai departe, secret sau nu planta, din coace în polen avem 7 luni de zile, am făcut un calcul. Nu fi lipită de capac de ia să vezi, așa. Acolo. Da. Așa. Hai să o punem pe polen găsim tot timpul. Ne putem transforma, așa cum este Argentina, un mare exportator de miere, noi putem exportatori de polen să devenim. Și dacă crește efectivul de albine, păi este un lucru extraordinar de important. Iar încă ceva, dragilor, acolo acasă, el când el are stupii aceștia, biostupii, și vede că produce și simte că își poate extinde baza meliferă, adică ai o bucată de pământ. Pui acolo pe bucata aceea de pământ niște facelia. Altă, ai o râpă pe acolo, se degradează. Pui niște salcâmb acolo și cu asta... Deci nu te duci, nu tu, nu vii tu de la guvern să faci păduriști, să faci nu știu ce, ci pur și simplu face el asta. El simte nevoia, că el o face. Și atunci totul merge extraordinar de bine. Deci eu vă spun că... Eu vă spun că în câțiva ani de zile, eu dau un pronostic în jur de 10 ani de zile, ne putem transforma într-o țară care să mergem, să spunem, masiv pe această nouă tehnologie, pentru că dacă până acum voi toți cei care, cârcotașii mei, am și eu cârcotașii mei, cei care nu credeau în stupul ăsta, dacă până acum spune, ce vorbește profesorul? Da, să ne lasă în pace, nu știu ce. Dar acum, cred că așa a vrut Dumnezeu, așa mă gândesc, să trec prin momentul ăsta greu. Pentru ca să pot dovedi performanța. Adică să o iau de la zero, pur și simplu. Să dați o lecție cărcotașilor. Și cărcotașii să înțeleagă că chiar am dreptate și ce păcat că m-au denigrat așa, fără niciun motiv. Doar din simplu motiv că ce bine ar fi să nu fii de acord cu mine. Dragilor, eu vă aștept, veți fi și voi în rând. Cu cât veți intra mai mulți în asociația asta care vă face, cu atât mai bine. Deci aici iarăși simțim... Cărcotașii cred că poate unii mai fac și din invidie. Sigur că da. Ei, sunt interese mai cosmini. Sunt interese destul de mari, pentru că industria asta a construcției stupului sunt fabricuțe care merg pe modelul de stup anterior și vor să-și menține asta. Ei au o problemă, eu am rezistat la OSIM treaba asta, deci eu am invenții tot și ca să încearcă să construiască, ei trebuie să le dau acceptul, să stau de vorbă cu ei. Dar nu mă interesează oricum să facă stupul ăsta, mă interesează să-l facă la parametrii aceștia. Pentru că de calitatea lui depinde
reușita proiectului. Și așa că singurul deocamdată care se ridică la parametrii stabiliți de mine este Viorel la Suceava. Uite, uite cum stau și mănâncă, nu? Este spectaculos. Da, deci... S-ar putea că nu ar trebui să-i mai dăm o ramă? Nu mai dăm nicio. Am să stau să mă uit. Deci, dragilor, acum, ăstea trei rame sunt toate pline cu puiet acolo. Nu avem cum să ne uităm la ele, că nu-i timpul așa, timpul nu ne permite să facem. Sigur că da. Dar ce se va întâmpla la sfârșitul martie aici, o să vă povestesc. O să vedeți, dar sper să mai fac și alte filme. Acum am o bătălie pe care o duc foarte puternic, pentru că apicultorii aceștia care sunt în momentul de față, care merg pe tehnologia mea, au și copii. Și cum știți, dragilor, școala este pusă la pământ, e terminată complet, iar Prof Online nu a uitat de dragostea lui cea din tâi, e vorba de matematică și am acum tot timpul alerg acasă, în jur de ora 5, imediat mă urc, în ora 5 ajung la acasă și fug la spațiul ăla care l-am avut, l-am luat și fac lecții, dragilor, deci continu să fac lecții. Mă apropii de 400 de lecții, 400 de lecții, câte două ore de matematică, sunt 800 de ore de film la matematică și m-am și vreo 18 volume scoase ca cel de apicultură, deci nu stau deloc, pur și simplu sunt într-un efort, continuă mișcare și depun un efort maxim. Dar cu ajutorul Dumnezeu sper să reușesc. Da, să vedem aici. Dacă avem pe ultima ramă, asta este secretul, da. Dacă pe ultima ramă avem puiet, avem albină, și este albină pe ultima ramă, plină, poți să filmezi aici, da? Da, așa, lasă, vede el. Așa. Atunci, dragilor, viu cu rama asta și extind. Avem și albină pe diafragmă, asta este semnul. Da? Deci ne uităm și pe diafragmă dacă este albină, este și pe diafragmă. Deci este semn că a cerut extindere. Așadar, punem folia la loc. Puneți o rama aici, mă duc să aduc? Nu, o lăsăm deocamdată așa. O să mai pun și rame de acestea, dar... sigur că este important, dar în spațiu să fie rama aici, că este încălzit, la, și atunci când vine timpul... Treci din coace, e caldă deja și... Sigur că da. Așa, și spuneam, în mod sigur voi reuși, pentru că gândesc pozitiv. Eu chiar îmi doresc ca să pot ajuta pe toți cei care sunt într-o situație dificilă. Locuri de muncă, dragilor! Locuri de muncă, zeci de mii de locuri de muncă putem face. Zeci de mii de locuri de muncă. Iată, se chinuie guvernul, fac nu știu ce, nu știu cum. Dar dacă nu-i cap, nu-i vorbă, dar nu vor. În loc să vină să sprijine tehnologia asta și să spună, uite, acordăm o subvenție sau ce să zic, eu nu știu ce, un ajutor unui tânăr. Iată tu, Ciprian, vrei să te îmbuieți, Cosmin, da? Te ocupi de chestia asta, vrei să te ocupi, vrei să faci și tu ceva concret. Să se ofere posibilitatea să iei 5 familii, 5 acum în primăvară, înseamnă 5 stupi cu totul și îți trebuie 5.000 de lei, 50 de milioane cum în banii vechi. Ei bine, cu acei 5, mergând mână în mână cu mine, după tehnologia mea, perfect, în primăvara anului următor trebuie să ai 15, acei 5 cu câte 3 în fiecare. Și vinzi din ei 10 și îți iei 50 de, cei 5.000 de lei, 50 de milioane, ți-ai recuperat, îi dai la bancă, îi dai unde ai avut un împrumutul și tu îți rămân ale tale 5 acelea pe care le mulțești, îi dai drumul la procedeu. Asta m-am dus și am văzut. Intri în profit. Da, și asta, așa m-am dus eu la... Dar nu spun că deja ai ți-ai scos banii, dar spun că pe polen scos banii deja, acei 5.000 de lei aproape. Numai pe polen, dar și un pic de miere, dar și nu știu ce. M-am dus și am prezentat acest proiect la Ministerul Muncii. Și am zis, mă, fraților, eu nu vreau să cer nimic, eu vă propun. Era doamna directoare Grigoriu de la Reconversie Profesională și a zis, domnul profesor, chiar este spectaculos ce ne propuneți. Dar și crezi că nu m-a interesat? Acum vreo doi ani m-am dus și am spus. Nevoie de un impuls. Da, de voință. E nevoie de voință.
dar ei sunt acolo puși să furii. Și el când te duci și îi propui ceva și spun, cum, dar nu-mi pică nimic mie de aici. Eu cu ce rămân? Adică, da, eu cu ce rămân, cu ce aleg? Da, eu cu ce mă aleg de aici. El este funcționar pus acolo și te duci cu ideea. Ar trebui să aibă el ideea. Te duci tu cu ideea și spui tot. Și stai și te uite la tine așa, parcă lovit de picioare potova calului. Cum adică? Adică ce, trebuie să fac ceva bun, dar dumneata ce urmărești prin chestia asta? Păi, doamne, ce să urmăresc? Și da, o și ieși la... Da, da. Ce să urmăresc, doamne? Urmăresc să facem ceva, pentru că oamenii ăștia n-au nimic de făcut. Ei sunt nebuniți, ar vrea să facă. Le pleacă copiii din țară, sunt... pentru a-și câștiga o bucată de pâine, se duc peste tot. Mai creăm locuri de muncă, mai... Sigur că da. Și, măi, și când ajungi să muncești pentru tine și ai sentimentul ăsta, mă vedeți pe mine, este o bucurie imensă când vezi, e al tău, simțul de proprietate și tot așa, îți creează un sentiment de bucurie, de plăcere. Și de aceea sper, eu tot sper în fiecare zi, că cele două proiecte ale mele... Ia ajunge, că mai avem mai, aici, da? Da, da? Așa. Cele două proiecte ale mele pe școală și pe apicultură vor atrage atenție. Se va găsi cineva din prin presă, din prin... care spune, domnule, hai cu omul acela, tot ne spune că are o soluție, că poate putem să demarăm, putem și ieși din starea asta în care ne aflăm. Sper în fiecare clipă. Când, în fiecare zi când mă trezesc, îmi spun, poate astăzi sună cineva. Sigur, ticăloșii ăștia care, apropo de asta, i-am povestit lui Iancu. Nu știu dacă i-a zis deputatul Iancu. Da, da, da. Fratele lui a fost director la gaze la Maniuști. Așa, așa. I-am povestit din cazul meu și eu zic, domn profesor, hai să vă spun ceva. Activitatea asta de care așa de la Moinești, nu da Moinești, da Bârlad, este condusă de un coleg de-al meu, un politician. Ca să-și permite ei să facă atâtea golăneli, numai că grupul este așa bine structurat și organizat și condus de un politician, de un coleg de-al meu. Deci mi-a spus tot în legătură cu tot ce înseamnă activitatea lor. A fost sprijin puternic. Da, 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 da. Păi nu se putea altfel. El era și polițist sub acoperire, securist de asta. Așa, el mi-a spus cu gura lui așa, ticălos, tânăr. Mi-a spus, te-am distrus, profesorii, dacă aș fi putut atunci filma când m-a lovit, mă. Da. M-a lovit, mă. Altă palmă nu mai trebuia. Da. Și zice, te-am distrus, profesorii, gata ești zero în clipa asta. Ai sperat tu că se întâmplă așa, dar Dumnezeu nu a rânduit așa să mă distrugi. Din contră, acum s-ar putea să stai, că să pică și judecători. Că nu picat aia la bica de la Diecot. Deci, ce să spun? Va veni și rândul lor. Nu se poate, că toate dovedele sunt. Filmele pe internet sunt acolo, cum am lucrat eu acolo. Două luni și jumătate am pus pe internet, exact acolo. Și tot este pus acolo. Va veni și vremea lor, da? Scoatem. O să o scoatem. Îți dau albinuța aceea de acolo. Uite, așa facem. Uite, Cosmine. Vezi ce achizitație frumoasă? Știi ce am să-ți fac, Cosmine, Hacuș? Amândoi cu Petrică. Faceți treaba asta, că acum ați văzut cum, nu? Eu fac așa ceva. Adică, după ce arăt, da-ți pun la... Așa, așa. Uite așa, Petrică. Perfect. Așa, mă. Așa, așa. Și scuturăm așa albina. Acolo, ca să fie și că e pe dedesubt acolo. Așa. Excelent. E și practică, nu? Asta. Că am de gând să fac școala asta de apicultură practică, concret. Și tu vei fi unul din elevi. Amândoi vei fi. Deci așa mi-a spus Lucian. El are de gând să facă o activitate și la care... Trebuie învățat, da? Și făcând practic, concret, așa lucrurile. Știi ce facem acum? Te pun pe tine și faci treaba și filmezi eu. Nu? Foarte fain facem treaba. Așa, acum ce facem? Punem... Mai mult. Îmi place să văd cum se pune o mână, să văd cum... Să simți așa la mână.
Albinuța acum. E văzut dai, ce dai camera pe lingură. Uite așa. Acum, numai că... Păi ce ar fi să fac chiar acum? Acum ați iau camera. Acum cum e acolo... Trebuie să ne spălăm o leacă pe mâini ca să da. Puneți mâna pe camera. Da, eu mă duc să mă spăl. Mă duc și să mă spăl chiar acum. Și eu pot să continui? Nu, nu, păi nu, nu te las acolo. Te las responsabil. Așa am avut pe... E vis cu tatăl, profesor de matematică și cu Mirel. Și lăsam așa, după ce le-am arătat, i-am lăsat la treabă și acum zice, domn profesor, tata nu mă ascultă. Și i-am lăsat pe ei singuri și zice, cine-i șeful? Trebuie să stabile șeful. Lăsați să fiu eu șeful, că văd eu cu tata dacă mă ascultă sau nu. Așa. Așa și tu acum. Da. E, acum, iată că am luat camera, dragilor. Mănușile jos. Gata. Nu să lase mănușile, să nu cumva... De bine, lasă din țepi. Lăsați să vedem și... Vede reacția. Așa, așa. Dar nu... Ce simt în mână? Așa, așa. E, cam atât, cam atât. Așa. Da, și iată că acum punem și polenul. Deci, dragilor, ras tot aici. Iată da. cum ați văzut. Le era foame. Da. E semn că au puiet, lucrează. Ați văzut? Semn că e stucul bogat. Da, da, da. Mai pun? Atât, atât. Lăsăm așa că nu prea n-am uitat să iau polen astăzi. Am plecat din fugă. Yes. Eu am și probleme. Am pe mama bunăvioară, singur. Am un program foarte, foarte încărcat. Ușor, ușor. Nu, asta e aici, unde stau eu. Ușor, ca să nu mai dai peste stup, că aici important este să nu le agităm. Așa. Și, uite. Nu, 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 așa, stai în locul meu. Eu am luat locul tău și tu stai în locul meu. Așa. Și acum, apropiați. Mă închid în folia. Și apăsați bine ca să tipărească, așa, să intre. Da? Să intre și să puteți să punem așa. Perfect. Și acum se pune sita. Așa, băieți, gata. Băi, mă duc și vă las să lucrați. Să știți că chiar fac chestia asta. Nu contează. Așa. Aici. Aici avem. Este, deci, da. Deci nu umblăm aici. Avem, am pus destul. Lucrează foarte bine. Așa, Petric. Excelent. Așa, dragilor, îi las să lucreze. Eu mă duc să fac altceva. V-am arătat la cei trei care am luat în ordine, la care e nevoie punem, la care nu, nu punem. Da? Aici, băieți, aveți de lucru, da? Bun. Eu am să mă duc să fac altă activitate. Ne oprim aici cu filmarea. La revedere, dragilor. Pe curând. Așa.